Teribilul accident s-a întâmplat astăzi după ora 10 în comuna Lunca. Bărbatul de 50 de ani din Albești se afla pe un utilaj cu care săpa o fântână. La un moment dat, utilajul s-a defectat, iar bărbatul, care avea experiență, dar se pare că nu era asigurat, a coborât în puțul adânc de 14 metri ca să-l repare. Gestul a fost însă fatal. Malul de pământ s-a surpat și s-a prăbușit peste el. Ce s-a întâmplat? Nu se înțelege, în cazan. În cazan? Cazanul care ești. Era asigurat când a coborât? Nu, domnule. Când a coborât cazanul jos ca să scoată pământul, El s-a dat jos să-i șufă, nu a fost asigurat. O să fac pământul, două ori. N-a săpăunit pe sedențul. Cu spunii s-a rupt, așa, care s-a păcut în pământ, s-a rupt capul și ala de acolo. Și el s-a băgat să lege înapoi ca să scoată așa. În timpul și ala s-a răschimat, l-a prins în spi, deasupra la așa, la cupă. Au fost acoperiri de pământ, nu? I-a acoperit de pământ acolo. Sapa acolo, s-a răschimat lui. Și-o căzut peste el, nu? Da, o căzut malul de pământ peste el. Aproape 5 metri de pământ s-au prăvălit peste bietul om. Colegii au sunat imediat după ajutoare și la fața locului au ajuns 4 echipaje de pompieri, unul de ambulanță și unul SMURD. La fața locului s-au deplasat 4 echipaje din cadrul detașamentului de pompieri Botoșani, inclusiv o ambulanță de terapie intensivă mobilă SMURD. La sosirea forțelor de intervenție, bărbatul era acoperit cu o cantitate mare de pământ. Cu ajutorul unui utilaj greu, acesta a fost adus la suprafață. Au urmat momente dramatice și o luptă contra cronometru pentru salvarea vieții bărbatului. După mai bine de o oră, victima a fost scoasă cu ajutorul unui utilaj greu. Imediat, medicii de pe ambulanță și cei de la SMURD au început manevrele de resuscitare. Din nefericire, acestea au fost zadarnice, iar medicii au fost nevoiți să declare decesul. Cazul a intrat și în atenția Inspectoratului Teritorial de Muncă. Inspectoratul Teritorial de Muncă Botoșani va deschide o anchetă în acest eveniment ca să stabilim cauzele care au dus și la acest eveniment și să vedem cine se face vinovat. Acum urmează ca oamenii legii să stabilească împrejurările exacte în care s-a produs tragedia.